Continuăm cu alte știri. În România, după 4 zile și 4 nopți pline de distracție și muzică, festivalul Neversia a ajuns la final. Tărâmul de poveste creat pe plaja modernă din stațiunea Mamaia a găzduit noaptea trecută nume mari ale muzicii internaționale, precum Jay-Z, Tujamo sau Steve Aoki. Au fost însă și surprize mai puțin plăcute pentru fani. Hamza, unul dintre artiștii care urmau să urce azi noapte pe scenă, a lipsit pentru că avionul care ar fi trebuit să-l aducă în România a avut întârziere. Rapperul american G-Eazy a făcut plaja să vibreze sub clar de lună. Hamza, unul dintre cei mai așteptați artiști, nu a mai venit la festival. Publicul a fost anunțat printr-un mesaj scris că avionul cu care trebuia să ajungă în România a avut întârziere. M-am văzut că a avut zborul anulat, dar mă bucur că l-a locuit cineva tare. A fost cea mai super atmosferă, mi-a plăcut enorm de mult. Artiștii au fost pe măsură, a fost totul perfect. În locul celui absent pe scena principală au performat artiști care ar fi trebuit să evolueze pe altă scenă. Seara a continuat cu Steve Aoki, care a aruncat și anul acesta cu torturi spre public. Festivalul este super, este a doua oară când vin la el. M-am distrat genial. Te iubesc, România! Românii numărul 1! Te iubesc! Festivalul de pe plajă a atras peste 260.000 de participanți din țară și din străinătate. A fost o ediție excepțională. Vom depăși cu siguranță cifrele de anul trecut și asta e o dovadă că festivalul Neversia este un festival iubit. În acest an a fost clasată pe o poziție cu care suntem foarte mândri în topul festivalului în întreaga lume, pe poziția 23. Dacă Neversia a ajuns la final, distracția pe litoral va continua. Peste câteva zile, în Costinești, va începe Beach Please.